Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitația de a citi în cadrul acestui eveniment. M-am gândit să citesc doar Iustin Panța, tocmai pentru a mă adapta și mai bine acestui context. Așadar, am să citesc întâi poezia Outsider din volumul Intențiile Tăcerii. Outsider. Zi ireală, întâmplător rătăcită printre celelalte. Un fel de armăsar fără șanse pe care nu mizăm niciodată, trecând surprinzător linia de sosire. Totuși, oamenii trăiesc o dezvoltare în noi și alta în afara noastră, iar această zi de acum s-a petrecut foarte departe în închipuire. Stare atât de plăcută de la sfârșitul amiezii, chiar dacă ea a început cu sunete nefirești, asemănător celor cu care se închide capacul sicriului înainte de a fi coborât într-o groapă. Iar capacul lăsat relaxat peste masă pare atât de odihnitor. Oare semeni cu condamnatul la moarte ținându-și capul pe butucul călăului? Un ritual plăcut de data aceasta, acompaniat de o muzică încordată, făcută de pianele purtate de catârii, pe marginea prăpastiei când aceștia s-au prăvălit unul după altul în hăuri, pianele scoțând zgomote neimitabile, lovindu-se de stânci. Apoi ziua va mai dura foarte puțin, căci mulțumirea de sine, poate prea mult spus fericirea, atunci când pleacă undeva și aruncă în aer cazarma, nimeni să nu știe cum a fost construită. Și am extras câteva dintre gândurile care ne liniștesc, din manualul de gânduri care ne liniștesc, o încercare de filozofie poetică. Orice gând ne liniștește. Singurul care nu cerșește este diavolul. Iartă-mă, Doamne, dar uneori mi-e teamă că pentru unii te demodezi. Nu puțin o ta dezinvolt nici într-o lacrimă, nici într-un scuipat. Nu recunosc decât o singură minoritate, calitatea. Există și o fatalitate a discreției, permanența ei. Diferența dintre bine și rău este diferența dintre mine și mine. Monotonia unui efort sau unei senzații, sau chiar a unei bucurii, poate fi mai chinuitoare decât duritatea unei suferințe. Orgoliul, ca și omenia, sunt țipete după ajutor. Nu există emoție fără talent. Sunt înfricoșător de viu. Mă vreau ca o stâncă sub ape. Nu fac nimănui niciun rău. Nu deranjez pe nimeni. Totuși amenință în continuu. Eu, cel de acum, firește, m-am schimbat. Am înțeles că nimic nu ascunde mai bine o vină sau un viciu personal ca virtutea publică. Ce frumoasă este lumea asta! Aștept să fie a mea. Mulțumesc!